Și ție îți place să mergi în vacanțe și concedii? De multe ori, astfel de planuri implică sume de bani consistente. Află cum posta gratis în Mamaia, Vama Veche sau chiar la munte. Este un concept care abia a apărut în România. De-a lungul timpului, iubitorii de călătorii și deplasări au găsit tot felul de modalități de a economisi bani în concedii. Unii au pus în aplicare trucuri pentru a reuși să își petreacă vacanțele în mod gratuit în anumite regiuni. Sună surprinzător, se poate și este chiar la mare căutare acest trend. În străinătate, turiștii apelează foarte des la modalități de a-și petrece concediile gratuit în anumite locații. Tinerii, spre exemplu, se angajează ca muncitori la o anumită locuință sau ca îngrijitori de animale de companie. În unele dintre aceste situații au oportunitatea de a rămâne singuri în imobile, în timp ce proprietarul este plecat. De asemenea, multe organizații oferă cazare gratuită în schimbul activității de voluntariat. În afara granițelor țării noastre, această metodă de distracție este des solicitată, în mod special de tineri. Dacă vrei să te bucuri de o vacanță în aer liber, poți să alegi să mergi cu cortul pentru a nu mai plăti cazare, de exemplu. Chiar dacă în anumite spații trebuie să plătești taxă, aceasta este deseori mai ieftină decât costurile raportate în domeniul hotelier sau costurile aferente cazărilor prin Airbnb. Ai văzut vreodată despre conceptul cazare la schimb sau schimb de casă? Este o altă modalitate de a petrece o vacanță într-un anumit loc din țară fără să plătești cazare. Poți să stai în Mamaia, în Vama Veche sau chiar undeva la munte. Practic, totul se referă la un aranjament în care două părți își schimbă locuințele pentru o perioadă de timp bine stabilită. Până recent, acest concept s-a bucurat de foarte mare popularitate în străinătate. A început să fie căutat însă și în țara noastră. Pe Facebook există un grup ce poartă denumirea Cazare la Schimb și în care românii interesați să petreacă gratuit câteva nopți într-o anumită zonă din țară postează anunțuri. Dacă ești interesat să petreci câteva zile de relaxare într-o anumită zonă fără să plătești cazare, această comunitate ar putea să fie pe gustul tău, relatează playtech.ro.